Artista profesionistă Liana Axinte a sosit ieri la Buzău pentru a vizita Muzeul Județean, căruia i-a donat 4 lucrări din ceramică valoroase. Liana Axinte a revenit în România pentru o scurtă perioadă cu scopul de a organiza o expoziție a unchiului său, născut în 1895. Ea a profitat de sosirea în România pentru a răspunde invitației Muzeului Județean de a vizita expozițiile de artă, dar și pentru a vedea cum au fost amplasate cele 4 lucrări dăruite muzeului. Lucrările din ceramică, de dimensiuni generoase, valorează aproximativ 45.000 de euro. Muzeul mai deține o lucrare semnată Liana Axinte, pe care artista s-a bucurat să o revadă. Da, vai, asta a fost o surpriză colosală. Lucrarea mea de demult, de când... De mai mult. E una pe bulevard. Da, și mai încă una. Da, da, asta nu știam deloc unde este, da. Artista a rămas plăcut surprinsă de colecția de artă a muzeului, unde a descoperit lucrări semnate de colegi de facultate sau de artiști pe care i-a cunoscut. Extraordinar, și dacă cultura României are cea mai mare pondere în momentul ăsta, mi se pare extraordinar că tocmai în această cea mai bună dezvoltarea României, deci în cultură, se vrea să se lovească. Apropo de acel proiect, da? Asta mi se pare extraordinar de rău. Și un lucru bun este că, spre exemplu, un prieten de-al meu din Germania a văzut expoziția unchiului meu din București, pe care am organizat-o și care a fost filmată la televizor. Și a zis, vai, ce frumos umblă românii cu arta. Și asta este adevărat, de fapt. Liana Axinte mai are 2 sculpturi la Buzău, în Muzeul în Aer Liber, Tabăra Măgura, și pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în vecinătatea Muzeului Județean. Liana Axinte s-a stabilit în Germania în anii 80 și a devenit membră a Asociației Artiștilor Germani. De-a lungul timpului a expus în România, Germania, Franța, Italia, Spania, fosta Republică Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavia și fosta URSS.